Scarpețe în Moldova. Bună ziua, dragi elevi! Sunt Natalia Cosma, profesor de geografie, Liceul Teoretic Iulia Hajdiu, municipiul Chișinău. Subiectul lecției de astăzi la geografie este structurarea populației mondiale. Pe glob locuiesc circa 8 miliarde oameni. Populația mondială este grupată în diferite categorii după diferite criterii: demografic, sociocultural, etnolingvistic, economic, după mediul de trai. Astăzi vom analiza structura rasială, structura etnolingvistică și structura confesională a populației mondiale. Populația umană face parte din specia biologică Homo sapiens. Grupurile umane formate în urma diferențierii condițiilor de mediu și care prezintă o serie de trăsături fiziologice și somatice comune, caracteristice, formează rasa umană. Condițiile diferențiate de mediu au determinat diferențieri rasiale manifestate prin adaptarea grupurilor umane la diverse condiții de mediu, reprezentate prin trăsături fizice distincte moștenite, cum ar fi culoarea pielii, aspectul umbilișului pilos, forma părului, forma feței și forma ochilor și a buzelor. De reținut, rasa nu are nicio legătură cu naționalitatea, limba sau religia, ci reprezintă o moștenire biologică, semnificând caracteristicile fizice cu care omul se naște. Iar toate rasele se nasc cu același potențial intelectual și creativ. Și nu există niciun studiu care să dovedească până acum superioritatea sau inferioritatea unei rase umane. Întreaga societate umană se distinge în trei rase mari: rasa negroidă, europeoidă și mongoloidă. Mai este și rasa australoidă, dar aceasta este foarte limitată în spațiu, ocupă doar Australia, unele state din sud-estul Asiei și Oceania. Cea mai numerică este rasa europeoidă. Trăsăturile fiziologice ale reprezentanților acestei rase sunt fața ovală, părul moale, culoarea părului de la blond până la negru, culoarea părului pielii de la deschisă până la măslinie. Este prezentă practic pe toate continentele și constituie 48% din populația mondială. Rasa europeană este divizată în două grupe: de sud, cu pielea mai smeadă, părul negru, ochii căprui, și ramura de nord, cu pielea de culoare deschisă, părul blond, ochii albaștri sau verzi. Reprezentanții rasei mongoloide au pielea galbenă, ochii înguști, părul negru și drept, obrajii proeminenți. La mongoloizii, care au trăit în deșerturile și semideșerturile Asiei Centrale, cu furtuni de praf, cu clima aridă, cu vânturi puternice, s-a format o tăietură îngustă a ochilor și o pleoapă care îi apără de vânt și de praf. Reprezentanții ale raselor mongoloide sunt în Asia, America de Nord, America de Sud. Reprezentanții rasei negroide sau ecuatoriale au părul creț și negru, pielea de culoare neagră, nasul lățit, plat, iar buzele sunt groase. Principala zonă de răspândire este Africa, dar datorită migrațiilor, negroizi sunt în prezent pe toate continentele. Pe parcursul dezvoltării societății umane, în urma extinderii legăturilor dintre continente și a contactelor strânse între diferite rase, au apărut rasele intermediare sau populația metisată. De exemplu, metișii, mulatri și zambuși. Populația metisată în prezent constituie circa 32% din populația mondială și ocupă practic toate continentele. Următorul criteriu analizat va fi criteriul etnolingvistic. Conform DEX, etnie este unitate etnică determinată în timp și spațiu cu
cu trăsături de civilizație și de cultură comună. Această noțiune este foarte apropiată cu noțiunea de popor. În prezent, pe glob, sunt peste 3.000 de popoare care au populații de la câteva zeci de oameni până la sute de milioane de oameni. Aproape jumătate din statele lumii sunt state uninaționale, a cărei populație aparține în întregime acestei naționalități. Aveți câteva exemple de aceste state și atrageți atenție la Japonia, în care 99% din populația acestei țări sunt japonezi. Statele multinaționale sunt statele în care trăiesc mai multe națiuni, de exemplu Rusia, China, Kazahstan. Multitudinea de grupuri etnice sunt grupate după criteriul rudeniei de limbă. Astfel, pe glob sunt mai multe familii lingvistice. Cea mai mare și mai extinsă este familia indo-europeană, urmată de familia sino-tibetană și nigero-congoleză. Cele mai răspândite și vorbite limbi sunt limba chineză, limba hindu, English, arabă și spaniolă. Observați cum sunt repartizate geografic limbile vorbite pe glob. Expansiunea mare a limbilor engleză, franceză și spaniolă se datorează trecutului colonial. De exemplu, răspândirea limbii engleze coincide cu fostele hotare ale Imperiului Britanic. În prezent, peste 30 de țări de pe glob au limba de stat, limba engleză. Alt exemplu este și răspândirea limbii ruse. Vorbitorii de limbă rusă sunt de câteva ori mai mulți decât populația rusă în Rusia. Acest fapt se datorează expansiunii și Imperiului Rus și mai apoi a Imperiului Sovietic. Următorul criteriu analizat va fi criteriul religios sau confesional. Religia este cel mai important element cultural care definește o civilizație. Religia este un sistem unitar de credințe și practici cu privire la ființe sau forțe supranaturale. În dependență de numărul de adepți, sunt religii universale, naționale și tribale. Religiile universale sunt cele care au deschideri către întreaga populație a globului și sunt trei religii universale: creștinism, budism și islam. Cea mai numeroasă este religia creștină, care are credința în Iisus Hristos, instituția religioasă este biserica, iar autoritatea doctrinală este Sfântile Scripturi sau Biblia. Numărul adepților constituie circa 2,4 miliarde oameni. Creștini sunt practic pe toate continentele globului. În anul 1054 a avut loc Marea Schismă, care a diferențiat creștinismul în două ramuri, catolicism și ortodoxism. Mai târziu, în secolul XVI, s-a diferențiat și protestantism. Cei mai mulți adepți are catolicismul, liderul căruia este Papa de la Roma. Număr mare de catolici sunt în Europa de Vest, Europa de Sud, America Latină. Ortodoxismul este o confesiune creștină care a păstrat neschimbate dogmele, organizarea bisericească din secolul 4-8. Liderii acestui ramuri sunt patriarhii. Ortodoxismul este propovăduit în Europa de Est, Peninsula Balcanică, Rusia. Protestantismul reprezintă toate confesiunile creștine care nu sunt nici catolice, nici creștini ortodoxe. Înglobează bisericile luterană sau evanghelică, reformată, anglicană și numeroase secte. Adepți ai protestantismului sunt în Europa de Nord, Marea Britanie, Statele Unite, Australia și Republica Africa de Sud. A doua religie universală după numărul adepților este islamul.
numărul adepților constituie circa 1 miliard de oameni. Autoritatea doctrinală a acestei religii este Coranul, iar instituția religioasă este moscheea. Centrul islamului sunt orașele Mecca și Medina, iar Kaaba din Mecca, Arabia Saudită, este centrul islamului și cel mai sfânt loc al musulmanilor. Observați pe hartă care sunt regiunile de răspândire a religiilor musulmane. Este vorba de Africa de Nord, Peninsula Arabă, Asia Centrală și unele state din Asia de Sud-Est. Islamul este format din două ramuri, din suniți, care geografic sunt răspândiți spații mai extinse, și șiiți, care ocupă Iranul și unele teritorii din țările învecinate. A treia religie universală este budismul, care are un număr de adepți de circa 400 milioane budiști. Răspândirea geografică a ramurilor budismului este China, Mongolia și statele din peninsula Indochina. Dintre religiile naționale, cele mai numeroase după numărul de adepți sunt hinduismul, propovăduit în India, cu un număr de adepți de circa 820 milioane oameni. Sintoismul, propovăduit în deosebit în Japonia, iudaismul în Israel. Religiile tribale constituie animismul și șamanismul. Aceste religii au un număr mai mic de adepți și spații mai restrânse. Sunt niște forme primitive de religie care constau în credința în spirite, în existența unor duhuri ale obiectelor, plantelor, vietăților. Șamanismul se bazează pe anumite ritualuri speciale, prin influența spiritelor bune sau rele. Și după câte observați din hartă, sunt răspândite pe toate continentele. Religia are o influență deosebit de mare asupra economiei. Îndeosebit, influențează industria ușoară, vestimentația, industria alimentară și, respectiv, agricultura. Tradițiile religioase se regăsesc și în regimul reproducerii populației și în structura pe gen. Observați că creșterea numerică a populației la musulmani este de circa 75%. Urmează creștinii cu 35%, hinduiști cu 34%. La fel, observați că în țările musulmane, ponderea populației masculine este mai mare decât cea a populației feminine. Cea mai influentă religie este islamul. Deci islamul dirijează toate domeniile de activitate ale omului. Relațiile economice, relațiile sociale, relațiile juridice, relațiile de familie și căsătoriile. Astăzi, religia islamică are un rol deosebit în țările Orientului și cuprinde toate aspectele vieții în aceste state. Din păcate, în ultimul timp se înregistrează un număr mare de conflicte religioase, îndeoseb între adepții creștinismului și islamului. Aveți harta conflictelor religioase în anul 2000. Observați că numărul acestor conflicte este destul de mare. Majoritatea din ele sunt active și până în prezent. Deși, dacă analizăm legile sau poruncile religioase ale celor trei religii universale, observăm că toate trei sunt destul de pacifiste. Observați, după culorile săgeților, acele porunci care după sens se regăsesc în toate cele trei religii universale. Fiecare religie a determinat o anumită atitudine particulară față de lume și viață. Toate religiile au contribuit la difuzia unei limbi, a unei scrieri, a unui sistem juridic. Religiile au un efect social important prin faptul că au influențat un anumit comportament, o anumită atitudine față de muncă și față de bani. Toate religiile au efecte demografice, în măsura în care au dictat anumite reguli cu privire la mariaj, celibat sau controlul nașterilor. Conform Cartei Internaționale a Drepturilor Omului, articolul 2, persoanele aparținând minorităților naționale,
etnice, religioase și lingvistice au dreptul să se bucure de propria cultură, să practice propria lor religie, să utilizeze limba proprie, fără obstacole sau orice formă de discriminare. Iar, conform articolului 4, statele vor lua măsurile necesare pentru a asigura persoanelor aparținând minorităților exercitarea deplină și efectivă a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale. Soluția pentru rezolvarea tuturor conflictelor etnice, confesionale, rasiale este toleranța. Să fim toleranți cu oameni diferiți de noi. În final, vă propun câteva sarcini pentru fixarea cunoștințelor. Argumentează importanța cunoașterii apartenenței confesionale a populației pe glob. Apreciază, prin trei exemple, rolul religiei în viața și activitatea omului. Propune trei măsuri pentru a evita apariția conflictelor religioase în diferite regiuni ale globului. Și rețineți, doar cel slab se înarmează cu duritate. Adevărata forță este însuțită de toleranță, înțelegere și bunătate. Cu aceste cuvinte închei lecția de astăzi și vă spun la revedere, succes!